Bună, prieteni! E o zi perfectă pentru a sta în casă și a juca șah. Cine câștigă? Micule Tom, se pare că micul Francis tocmai te-a bătut. Bună idee! Luați o pauză și serviți niște lapte și prăjiturele. Oare ce faci, micule Francis? E ulei de motor! Ai crezut că e ciocolată cu lapte? Oh, nu! Micule Francis, nu arăți prea bine? Bună idee, micule Tom! Mai bine l-am duce pe micul Francis la spital ca Amber să se poată uita la el. Să mergem! Salut, Amber! Micul Francis nu se simte prea bine. A băut un pahar de ulei de motor din greșeală. Crezi că îl poți vedea? Micule Francis, Amber te poate primi acum. Te rog, urmează în cabinet. Deschide mare, micule Francis. Amber vrea să vadă cât ulei ai înghițit. Micule Francis, Amber îți va asculta acum inima. Micule Francis, Amber îți dă acum lichide ca să împingă afară tot uleiul de motor din sistem. Ar cam trebui să se scurgă. Acum e timpul pentru vitaminele care îți vor liniști și repara stomacul. Iar tu te vei simți mai bine, micule Francis. Te simți mai bine? În curând te vei putea întoarce să te bucuri de prăjiturelele alea. Asta este, micule Francis. Ar trebui să te simți mai bine acum. Amber, mulțumim că ai avut atât de multă grijă de prietenul nostru. Acum poți merge să alegi o bomboană din aparatul de dulciuri gigantic de pe hol. Micule Tom, micul Francis e gata de plecare. Vrea să se întoarcă să se bucure de prăjiturele, dar spune că va sări peste ciocolata cu lapte pentru o vreme. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Salutare mașinuțelor! Salut, micule Matt! Of, Doamne! Nu arăți prea bine! Ce s-a întâmplat? Nu te simți bine deloc? Ai ochii umflați și îți curge și nasul? Asta nu sună deloc bine! Poate ar trebui să mergi la Amber la spital? Sunt sigur că știe ce e de făcut! Bună, Amber! Bună, micuțo Amber! Faceți ordine aici? Asta e bine! Dar acum cred că aveți un pacient. Micul Matt nu se simte bine deloc. Amber, care crezi că e problema? În regulă, micule Matt. Cred că Amber îți va lua mai întâi temperatura. Deschide gura! Băi, măcar micul Matt nu are febră. Crezi totuși că e posibil să aibă o răceală?
În regulă. Și ce facem ca să aflăm asta? Bine gândit, Amber! Matt, deschide gura din nou. Amber vrea să vadă dacă ai gâtul umflat. Ce s-a întâmplat? Micuțo Amber, ce s-a întâmplat? Adică, accidental ai vărsat o cutie de plasturi pe jos și unul dintre ei s-a lipit de roata ta? Uite, gata! Oh, nu! Acum s-a lipit pe parbrizul lui Amber. Amber, poți scăpa de el? Bun, te rog, rămâne mișcat pentru restul consultației, da? Excelentă treabă, Amber! Și unde eram? Micule Matt, Amber se întreabă unde erai când ai început să te simți așa. Adică erai pe terenul de fotbal cu celelalte mașinuțe. Iar terenul e făcut din... iarbă. Bineînțeles! Micule Matt, Amber spune că ești alergic la iarbă. De asta te-ai îmbolnăvit la terenul de fotbal? Ce aptitudine de detectiv, Amber! Acum, Matt, pentru a treia oară astăzi, o să te rugăm să deschizi gura. Asta este, Matt. Amber spune că atunci când te vei simți la fel din nou, să iei o linguriță de remediu și te vei simți mult mai bine. Așa este. Micule Matt, nu uita să iei o bomboană din aparatul de dulciuri de afară când pleci. Amber, mulțumim pentru ajutorul tău. Și micuțo Amber, te rog, stai departe de plasturi, bine? Salutare din nou, mașinuțelor! Salutare, micule Matt! Văd că te simți mult mai bine decât ieri. Așa te vreau, micule Matt! Ne bucurăm tare să vedem că ești mai bine. Amber, mulțumim pentru ajutor! Ai făcut o treabă minunată! La revedere, prieteni! Ne vedem mai târziu! Dar unde atâta grabă, Matt? Urmărești un vitezoman? Aha! Hei, tuse asta nu sună prea bine! Ești bine? Păi, dacă spui tu... Ia uite-l! Matt, ar trebui să încetinești. Să mergem să o vedem pe Amber. Te va ajuta să-ți treacă tusea și apoi te poți întoarce să-l prinzi pe vitezoman. Bună, Amber, micuțo Amber. Matt, mașina de poliție, are o tuse urâtă. Îl puteți ajuta? Da? Minunat! Of, Doamne! A început tusea din nou! Urmează-o pe Amber în cabinet. Amber, cu ce vrei să începi? Să diagnostichezi problema examinând limba lui Matt? Scoate limba, Matt! Așa este!
Matt, ai putea face ce face micuța Amber? Ce s-a întâmplat? Gâtul lui Matt e umflat și iritat? Crezi că ai avea ceva care să-l ajute să se simtă mai bine? Ce-i asta? Sirop ca să liniștească gâtul lui Matt. De ce altceva mai avem nevoie? O lingură? Liniștește-te, Matt! Nu poți primi mai mult de atât. Ce altceva mai putea face pentru Matt? Să-i calmăm gâtul? Bine! Și ce-am putea folosi? Știi tu, micuța Amber? Cuburi de gheață! Excelentă treabă! Cu atenție! Nu lăsa cuburile acelea de gheață să alunece pe podea! Minunată treabă, prieten! Mulțumim pentru ajutor! Matt, nu uita ca la ieșire să-ți iei o bomboană! Excelentă treabă, Matt! Ne vedem data viitoare! Bună, Tyson! Ce zi frumoasă! Ce s-a întâmplat, Tyson? Nu arăți prea bine? Ești bolnav? Trebuie să mergi la spital să o vezi pe Amber. Bună, Amber! Tyson e foarte bolnav. Poți ajuta? Tyson, Amber te poate primi. Stai liniștit, Tyson. Amber te va repara. Micuțu Amber, îi poți aduce mamei tale un termometru? Da, micuțu Amber, o prăjiturică face totul mai plăcut. Tyson, relaxează-te și închide ochii. Ești pregătit pentru o bine meritată pauză. Să-l gâdi-l pe Tyson, nu știu dacă îl ajută să se relaxeze. Da, Tyson are nevoie de un ceas de buzunar ca să știe exact cât muncește și când e momentul pentru masă. Nutriția e foarte importantă în a fi sănătos. Asta îl va pune pe Tyson pe picioare foarte, foarte repede. Să ne întoarcem la Tyson. Mulțumim, micuță Amber, că ai ajutat-o pe mama ta. Arăți minunat, Tyson. Odihna era ceea ce aveai nevoie. Și uite, un baton cu nutrienți. Trebuie să-ți lași suficient timp pentru a mânca corect. Nu poți lipsi vreo masă sau să sari peste vreun somn.
Amber, ai atât de mare grijă de pacienții tăi? Și tu, micuțo Amber? Da, mulțumim, Amber, că i-ai oferit lui Tyson bine meritata relaxare. Haide, Tyson, să te ducem înapoi la muncă. Tyson, să nu exagerezi. Promiți să te odihnești mai mult? Excelent! Mai multă odihnă te va menține sănătos. Pe data viitoare, prieteni! Bună, Carrie! Ce pui la cale astăzi? Frămânți aluatul de prăjituri? Micuța Carrie nu se simte bine, așa că pregătești prăjitura ei preferată? Ce drăguț! Atenție, Carrie! Oh, nu! Carrie, ești bine? Ce s-a întâmplat, Carrie? Carrie, cred că ai o așchie. Te doare? Poți să mergi? Poate ar trebui să mergi să o vezi pe ambulanța Amber. Bună, Amber! Sper că ești bine! Carrie vine încoace. Are o așchie în cauciuc. Ia uite-o, Amber! Să fii atentă, Carrie! Amber, vrei să folosești o lupă ca să vezi mai bine aștia lui Carrie? Pentru ce sunt astea, Amber? Oh, să te ajute să scoți așchia. În regulă, Carrie, Amber îți va scoate așchia acum. Ești gata? Ai prins-o, Amber? Ești bine, micuțo Amber? Să privești asta te-a făcut să-ți fie rău. Of, Doamne! Poate ar trebui să mergi să aștepți afară. Te simți mai bine acum, Carrie? Excelent! Bună treabă, Amber! Se pare că ești mult mai bine acum, Carrie. Ce treabă minunată, Amber! Carrie spune că poți avea dulcele ei. S-ar putea să te ajute să-ți revii. Wow, Carrie! Văd că te simți mult mai bine. Ai terminat deja prăjiturile. Astea sunt prăjiturile pentru micuța Carrie? Și plăcinta? Plăcinta e pentru altcineva. Salutare din nou, Amber și micuțo Amber! Carrie are un dar pentru voi.
Asta este ca să vă mulțumească că ați făcut-o să se simtă mult mai bine. Ce drăguț din partea ta, Carrie. Mulțumim din nou că ai făcut-o să se simtă mai bine. Ne vedem în curând!